Camera deputaților a adoptat în timp record modificările la codul penal și cel de procedură penală, chiar dacă nu au lipsit dezbaterile cu scântei și atacurile între parlamentarii puterii și cei ai opoziției. Deputații PNL și USR au criticat vehement unele dintre modificări, care, susțin aceștia, favorizează clar infractorii. Niciuna dintre aceste modificări nu are legătură cu oamenii cinstiți din această țară, cu problemele reale pe care România le are, de la infrastructură, spitale, educație, până la politică externă. Modificările nu au legătură cu deciziile Curții Constituționale. Invocarea deciziilor Curții Constituționale este doar un pretext pentru favorizarea infractorilor printr-o lege. Majoritatea articolelor din aceste modificări la codul de procedură penală, dar și la codul penal, nu sunt cerute nici de Curtea Constituțională, nu sunt cerute nici de directivele Uniunii Europene. Sunt introduse de către dumneavoastră pentru a vă favoriza șeful de partid sau șefii de partid, pentru că nu doar domnul Dragnea este favorizat, ci și domnul Tăricianu. Fără rezultat însă, amendamentele opoziției au fost respinse. Parlamentarii puterii susțin însă că modificările aprobate respectă tocmai deciziile Curții Constituționale. Grupul PSD a propus eliminarea tuturor articolelor care au fost declarate neconstituționale, fapt pentru care la votul final vom avea numai articole care au fost declarate constituționale de către curte în raport cu criticile formulate sau articole asupra cărora n-au existat niciun fel de contestație la curte. Se încearcă practic blocarea astăzi de către persoane care habar n-au despre ce vorbesc. În ceea ce privește experiența lor profesională, unii au 2 ani de urlete în Parlament și atât. Nu pot să ne dea 9 lecții. Cele 2 acte normative au trecut cu sprijinul deputaților UDMR și ai unor parlamentari de la minorități. Aceasta deoarece coaliția PSD-ALDE nu mai are de anul trecut majoritate în Camera Deputaților.